lumină plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela! Te fac să zâmbești! Mirabela! Eu cred în povești! Și Zorela! Hai să fim cu minți! Gogoniel! Nu mă spăl pe dinți! Pe planeta Clounela toți suntem aici! Pe planeta Clounela cei mai buni! Găsit și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup! Bine ați revenit la Povești cu Clounela! Povestea de astăzi este din seria Povești din colecția de aur Disney, uite așa se numește, și e vorba de cei 101 dalmațieni. Hai să vedem! Voi știți această poveste? Ați privit desenul animat sau ați citit povestea? Apropo, ați văzut vreodată un câine alb cu pete negre? Să știți că acest câine se numește Dalmațian. Da, bine, are și alt nume, dar e din rasa dalmațienilor. Și uite, povestea de astăzi este despre tocmai 101 dalmațieni. Istoria lor o aflăm chiar acum împreună. Sunteți gata? Haideți! Ne-am așezat comod și să ascultăm povestea. Într-o casă confortabilă de pe una din străzile Londrei, trăiau Pongo și Perdita, alături de cei 15 pui ai lor, adică încă 15 dalmațieni micuți. Tot acolo locuiau și niște oameni, pianistul Roger și Anita, soția lui mereu zâmbitoare. Formau o familie foarte fericită. Într-o după-amiază liniștită, se auzi soneria de la ușă, iar după un moment în cameră intră Cruella de Vil, fosta colegă de școală a Anitei. Ce cățeluși drăguți și ce blană minunată au! Se entuziasmă Cruella. Și mângâind blănița delicată a puilor, adăugă: vreau să-i cumpăr pe toți, acum! Dar nu sunt de vânzare. Perdita nu s-ar putea despărți de copiii ei, a spus Anita. Nu te prosti, nu o duceți tocmai bine și nu vă permiteți să-i țineți pe toți, iar eu plătesc bine, a zis Cruella. Ții, nu-s de vânzare, acesta e ultimul nostru cuvânt, a zis Roger. Cruella îl săgetă cu privirea și, pufnind de furie, plecă fără să-și ia la revedere. Într-o noapte friguroasă de iarnă, Anita și Roger plecară doar cu Pongo și Perdita la o plimbare de seară în parc, adică ceilalți 15 pui căței rămăseseră acasă. În acest timp, lângă casa lor, pe o stradă pustie, în acel moment, se opri un camion rablăgit. Doi bărbați morocănoși ieșiră din el și se strecurară înăuntru, adică în casa lor. Au luat puii adormiți din coș, i-au băgat într-un sac mare și i-au dus cu ei în camion, apoi au plecat. Călătoria dură foarte mult. Când căței fură în sfârșit scoși din sac, își dădură seama că fuseseră lăsați într-o cameră plină cu o mulțime de alți pui dalmațieni. Aceștia le spuseră celor nou veniți că bărbații morocănoși erau angajați de... cum credeți de cine? Exact, Cruella de Vil, ca să cumpere cățelușii din toate magazinele din Londra. Când
Pongo și Perdita ajunseră acasă, au descoperit cu oroare că toți copiii lor dispăruseră. Știi, Anita, eu bănuiesc că e mâna cruelei de vil aici. Se uita așa ciudat la ei, a zis Roger. Perdita, trebuie să ne ocupăm singur de asta. E timpul pentru lătratul de lună, spuse Pongo, gata de orice. Trebuie să știți că lătratul de lună este un mod specific câinilor de a-și transmite informații, constând într-o serie de lătrături de lungimi diferite, folosit în situații extrem de importante. Când cei doi dalmațieni ieșiră la plimbare în seara următoare, Pongo începu să latre. Așa toată Londra avea să-l audă. Au, 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 ce însemna cam așa ceva. Ajutor, puii noștri au dispărut. Toți 15. I-a furat cineva. Cine știe ceva de soarta lor să ne spună imediat și nouă? Pongo și Perdita așteptară răbdător un răspuns, dar nu auziră nimic. Probabil pentru că noaptea era extrem de rece și majoritatea câinilor leneveau în casele lor lângă foc. Așa că Perdita i se alătură lui Pongo și acum, pe deasupra Londrei, se auzea un duet canin răsunător. În sfârșit, mult așteptata replică veni. Un câine le răspunse, promițând să transmită mai departe informația, pentru ca orice cățel din zonă să audă. Deci, lătratul la lună este modul prin care căței își transmit informație. Da? Ne-am înțeles și ați înțeles voi, de fapt, despre ce este vorba. Uite, așa au făcut și Pongo cu Perdita. Au dat informația mai departe, din cățel în cățel, ca să afle dacă știe cineva ceva despre puii lor, despre cei 15 dalmațieni. Zis și făcut. Vestea ajunse în acea noapte la o fermă mică și liniștită. Acolo trăiau un câine ciobănesc, bătrân, căruia toți îi spuneau colonelul, și prietenul său, sergentul Tibbs, un motan. Colonelul era cufundat într-un somn adânc, așa că motanul îi țipă la ureche. Colonele, colonele, trezește-te, alarmă! A sosit un mesaj urgent, adică pisica l-a trezit pe câine. Colonelul își ciuli urechile și apoi anunță. Oh, e de la Londra, au fost furate 15 pete. Bineînțeles, e mesaj cifrat, e vorba de pui de dalmațian. Stai așa, sări sergentul Tibbs. Acum două nopți, când îmi făceam rondul, m-am dus până la casa cruelei de vil și să-mi tai mustățile dacă n-am auzit acolo niște cățeluși lătrând. Fără întârziere, colonelul transmise mesajul la Londra, iar apoi ordonă. Sergent, să mergem! Trebuie să facem o recunoaștere! E o chestiune urgentă! Și colonelul porni în marș printre troienele de zăpadă, direct spre reședința întunecată a cruelei de vil. Fu însoțit în drumul său de motan, agățat cu ghearele de spinarea lui lățoasă. Când ajunseseră, sergentul Tip se cocoță într-o poziție bună și se uită cu grijă pe fereastră. Apoi pătrunse în casă printr-o crăpătură. Hei! Amice, ești cumva unul din cei 15 pui furați? Îi șopti el unui cățel fără zgardă. Nu, ei sunt cei de acolo, îi răspunse micuțul. Dar ai grijă la morocănoșii ăia, a arătat unul din căței spre cei doi bărbați. Aceștia însă, deranjați de zgomot, au descoperit motanul și îl puseră pe fugă. Retragerea, retragerea, a ordonat colonelul și mai apucă doar să șoptească. Ne întoarcem după voi, vă vom ajuta să fugiți! Câinele și motanul abandonară astfel pozițiile ocupate. A doua zi, Cruella de Vil apăru la reședință. Cei doi bărbați morocănoși tremurau în fața ei ca niște frunze în vânt. N-am de gând să mai aștept! Trebuie să o faceți azi! N-o fi posibil să faci o duzină de blănuri din haita asta, dar mă rog... Mie-mi plac blănurile frumoase,
Nu mă interesează cantitatea, ci calitatea. Mă mulțumesc cu o jumătate de duzină. Astăzi, ați auzit? Astăzi! La muncă, leneșilor! Croncănia, bătând din picior, și a părăsit casa. Din fericire, strigătele Croielei fură auzite și de sergent și colonel, care pândeau casa pentru orice eventualitate. Sergentul se furișă în conac. Vreți să vă salvați pielea? Urmați-mă! Hai, fuga, fuga, fuguța! Șopti el autoritar și împinse primul cățel prin gaura din perete, pe unde intrase și el, sergentul Tips. Iar apoi, atent la ce se petrece în jur, îi ajută și pe ceilalți să iasă. Dintr-o dată, bărbații își dădură seama că puii scăpau și porniră într-o urmărire disperată. Sergentul și căței din urma lui alergau din toate puterile pe coridoarele întunecate. La un moment dat însă ajunseră într-o fundătură și fură prinși în capcană. Se holbau cu groază la bâtele care se ridicau asupra lor, când pe fereastră săriră, ghiciți cine? Pongo și Perdita, împrăștiind cioburi în aerul înghețat care pătrundea prin geamul spart. Cei doi dalmațieni înfuriați le făcură față cu ușurință dușmanilor surprinși. Căței erau liberi acum. Raportez că misiunea a avut succes, îi spuse sergentul Tips colonelului. Pongo și Perdita alergară spre ei, dând vesel din coadă. Vă mulțumim, nu ne-am fi descurcat fără de voi. Era datoria noastră și acum plecați, drum bun spre casă, răspunse colonelul. Haita întreagă o luă neîntârziat spre Londra, în frunte cu Pongo, Perdita și cei 15 căței ai lor, urmați de ceilalți dalmațieni care erau și ei în acea cameră. Pentru a-și pierde urma, merseră cu grijă pe suprafața alunecoasă a pârâului înghețat și apoi o luară la goană spre casă. Pe parcursul epuizantei lor călătorii, îi ajutară și alți câini. Iar când oboseala păru să-i copleșească, un labrador negru le găsi un mijloc de transport. Un camion ce căra mobilă avea să-i ducă direct la Londra. Dalmațienii se odihniră în liniște într-un șopron, așteptând ca reparația mașinii să se termine, când dintr-o dată automobilul Cruelei de Vil apăru lângă ei. Cumva, nu se știe cum, Cruella le dăduse de urmă fugarilor și cu îndârjirea cumplită, stârnită de pierderea blănurilor, încerca să-i găsească în ascunzătoarea lor. Cum mai ajungem acum la camion? Se neliniști Perdita. Să ne tăvălim toți în cenușa din șemineu. O să arătăm ca niște labradori negri. Îi veni o idee grozavă lui Pongo. Cenușa, știți voi ce e cenușa? Atunci când facem focul, rămân rămășițe după ce îl stingem. E de culoare cenușă, cenușie. E de culoare cenușie, așa un sur, respectiv câinii albi cu pete negre s-au tăvălit în cenușă și au devenit suri. Așa, spre negru. Și Cruella de Vil și cei doi ajutori ai săi nu îi recunoșteau. Camionul era gata de pornire. Neobservați de nimeni, Pongo cel negru și Perdita cea neagră își cărară puii în vehicul. Dar tocmai când terminau de încărcat, de pe acoperișul casei, puf! Căzu un morman de zăpadă care spălă cenușa de pe un cățel, lăsându-i la vedere blana albă cu pete negre. Ochii Cruelei fulgerară. Se uită în jurul ei și iute, în momentul în care camionul porni, strigă: Acolo sunteți! Nu-mi scăpați! Tot vă ajung eu și pun mâna pe voi!
striga Cruella de Vil. Camionul mergea din ce în ce mai repede, dar automobilul amatoarei de blănuri era mai iute și se apropia tot mai mult de camion. V-am ajuns! Vă prind! Vă prind! Striga Cruella de Vil. Dar strigătul ei de furie se transformă într-unul de teamă când automobilul ei alunecă. Se învârti de câteva ori cu viteză mare și apoi zdrâng! Se opri în șanț cu o bufnitură. Dalmațienii mai apucară să vadă fața plină de cruzime, acoperită de fumul care ieșea de sub capota mașinii. Iar camionul își purtă mai departe spre casă în liniște drumul. În sfârșit, mașina se opri în fața unei case confortabile de pe o stradă londoneză. Roger și Anita nu mai puteau de bucurie. Numărară toți câinii și văzură că aveau cu tot cu Pongo și Perdita câți? Câți dalmațieni? 101, exact! O să cumpărăm o fermă mare! Strigă Roger cu înflăcărare. O să creștem dalmațieni acolo! Și chiar așa făcură. Pongo, Perdita și toți căței lor împreună cu pianistul Roger și soția sa, Anita, soția lui mereu zâmbitoare, trăiră fericiți mai departe. Ce familie minunată și numeroasă! Și, să zicem, plină cu pete, pentru că erau tocmai câți? 101 dalmațieni! Vă imaginați? Dar poate are cineva din voi acasă un dalmațian. Sau, hai să facem altfel. Desenați un câine care are pete negre și atașați-l la comentarii. Să vedem și căței care îi puteți desena voi. Desenați un câine dalmațian și atașați-l la comentarii. Eu o să mă bucur foarte mult să faceți acest lucru și să văd capodoperele voastre. Eu, Clounela, vă pup, vă îmbrățișez și vă spun pa, pa! Ah, da! Pune like, distribuie, comentează și abonează-te la canalul nostru YouTube, Trupa Planeta Clounela. Pa! Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clounela. Ce înseamnă să fii patronul Clounela? Presupune o contribuție de minim $3 pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clounela și Trupa Planeta Clounela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Salutare! Eu sunt Clounela, ador cărțile și poveștile. Iată de ce, seară de seară, dau o întâlnire tuturor copiilor pe canalul nostru de Facebook și Instagram într-un live, unde discutăm despre cărți și tot ceea ce ne înconjoară. Iar la 21.00 ne întâlnim la povești cu Clounela, unde voi citi cele mai frumoase, educative și interesante povești pentru copilul tău. Abonează-te la canalul nostru YouTube, Trupa Planeta Clounela, ca să fii la curent când începe povestea. Eu te pup și te aștept la Povești cu Clounela! Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. De cu zor și până noapte voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn
o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Mama, nu mai vreau bomboane și nici telefoane, vreau doar timpul tău. Salutare, eu sunt Clownela și scrie în bara de căutare Planeta Clownela ca să dai de canalul nostru de YouTube. Te aștept cu mare drag acolo. Abonează-te! 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 Mă spăl pe dinți, seara fac băiță în cadă, ca așa fac copii cu minți. Cu săpun eu spumă fac, la microbi le vindehac. Cu săpun eu spumă fac, la microbi le vindehac. După ce mă joc pe afară, eu mă spăl pe mâini frumos. Sunt curate, parfumate, iar eu sunt sănătos. Cu săpun eu spumă fac, la microbi le vindehac. Cu săpun eu spumă fac, la microbi le vindehac. După fiecare masă, frumușel mă spăl pe dinți, seara fac băiță în cadă, ca așa fac copii cu minți. Cu săpun eu spumă fac, la microbi le vindehac. Cu săpun eu spumă fac, la microbi le vindehac. După ce mă joc pe afară, eu mă spăl pe mâini frumos. Sunt curate, parfumate, iar eu sunt sănătos. Cu săpun eu spumă fac, la microbi le vindehac. Cu săpun eu spumă fac, la microbi le vindehac. Veselă și hărniguță, unde s-ar afla? Parcă e o albinuță, așa este ea. Și la școală și acasă, ea mereu dă zor. Fata mami e voioasă și de ajutor. Are mama o fetiță, fit un ghemotor. Are mama o fetiță, frumușică foc.
portofiorii cu ceară și șortul mi-l calc frumușel. Are mama o fetiță cât un ghemotoc, are mama o fetiță frumușică foc, veselă și hărniguță, unde s-ar afla? Parcă e o albinuță, așa este ea. Și la școală și acasă ea mereu dă zor, fata mamii e voioasă și de ajutor. Are mama o fetiță cât un ghemotoc, are mama o fetiță frumușică. Și hărniguță, unde s-ar afla? Parcă e o albinuță, așa este ea. Și la școală și acasă ea mereu dă zor, fata mamii e voioasă și de ajutor. Are mama o fetiță cât un ghemotoc, are mama o fetiță frumușică foc, veselă și hărniguță, unde s-ar afla? Parcă e o albinuță, așa este ea. Și cu jocuri pură pupu, o planetă cu magie, cu prințese și fitici, unde toți ar vrea să fie, și cei mari, dar și cei mici. La 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 plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela! Te fac să zâmbești! Mirabela! Eu cred în povești! Suntem aici, pe planeta Clounela, cei mai buni amici. Pe planeta Clounela, cu toții cântăm. Pe planeta Clounela, mereu ne distrăm. La 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 la.
și clap, clap, clap. Hai mânuțele jos și bang, bang, bang. Facem sport și dansăm, să fim tari, ne antrenăm. Dansul nostru, sporty, orty, sporty, orty. Hai pe dreptul sărim și top, top, top. Și pe stângul pornim și hop, hop, hop. Nu stăm deloc pe loc, sportul e ca un joc. Dansul nostru, sporty, orty, sporty, orty. Sporty, orty, sporty, orty. Sporty, orty, sporty, orty. Hai mânuțele în șol, dreapta pornim. Și în stânga la fel și revenim. Ne aplecăm, ridicăm, nu, 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 nu trișăm. Dansul nostru, sporty, orty, sporty, orty. Mâinile scuturăm și ding, ding, dong. Și pe loc alergăm și trop, trop, trop. Ne învârtim și sărim și înapoi revenim. Dansul nostru, sporty, orty, sporty, orty. Sporty, orty, sporty, orty. Sporty, orty, sporty, orty. Am ajuns la final și-am obosit. Sporty, orty, util, dar ne-am oprit. Inspirăm, expirăm, inspirăm, expirăm. Voi mai vreți să ne jucăm? Voi mai vreți să ne jucăm? N-aud! Atunci în piciorușe! Hai mânuțele sus și clap, clap, clap. Hai mânuțele jos și bang, bang, bang. Facem sport și dansăm, să fim tari, ne antrenăm. Dansul nostru, sporty, orty, sporty, orty. Hai pe dreptul sărim și top, top, top. Și pe stângul pornim și hop, hop, hop. Nu stăm de la pe loc, sportul e ca un joc. Dansul nostru, sporty, orty, sporty, orty. Sporty, orty, sporty, orty. Sporty, orty, sporty, orty. Sporty, orty. Încercăm o dată să cântăm lent. Sunteți gata? Spune-mi, iubite copilaș, cum cântă micul greieraș. Cri-cri-cri, 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 cri-cri-cri. Așa cântă micul greieraș. Cri-cri-cri, 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 cri-cri-cri. Așa cântă micul greieraș.
sunt Clownela și scrie în bara de căutare Planeta Clownela ca să dai de canalul nostru de YouTube. Te aștept cu mare drag acolo. Abonează-te! 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 Salutare, eu sunt Clownela și scrie în bara de căutare Planeta Clownela ca să dai de canalul nostru de YouTube. Te aștept cu mare drag acolo. Abonează-te! 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 Abonează-te!